Fac ce fac politicienii și reușesc să se certe într-una. Ultima dispută politică a fost generată de o vizită a prefectului liberal Călin Marian și a reprezentanților Direcției de Sănătate Publică la Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva. Spitalul este în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, dar acolo se derulează mai multe proiecte de modernizare pe diferite surse de finanțare, printre acestea fiind și unul al Direcției de Sănătate Publică. În urma vizitei a avut loc un schimb acid de replici în mediul virtual între socialdemocratul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, și prefect, contre care în niciun caz nu vor urgenta finalizarea lucrărilor de la spital demarate în urmă cu mai bine de 10 ani. Cei de la spital, care sunt obligați să-și desfășoare activitatea în spații mai restrânse, din cauza lucrărilor la care se adaugă și normele speciale impuse de COVID-19, speră ca până la finele anului să se poată reabilita cât mai multe din clădirea veche a instituției medicale. Cât despre o dată exactă când lucrările vor fi finalizate, este greu de estimat un termen. Mi-e greu să vă spun, să estimez cam în cât timp se va rezolva, doar că, ce vă pot să vă spun eu, de o lună se lucrează. Am eliberat etajul 5, 4, 3, 2, dând undă verde echipei respective. La etajul 1 este urgența și de aceea și vrem să modificăm, este și un, mă rog, un impas că trebuie să mutăm urgența în structura ușor atunci când se va finaliza, ca ei să poată să continue până la parter lucrările. Cert e că până în decembrie trebuie să termină banii. Nu știu dacă se vor încadra să finalizeze toate etajele, dar mare parte dintre ele le vor face. Lucrările de reabilitare și modernizare a Spitalului Județean de Urgență Hunedoara Deva au început în anul 2009.